și discutăm despre acest subiect cu Radu Țincu, medic toxicolog Spitalul Floreasca din Capitală, membru în Consiliul Științific al Agenției Naționale Antidrog. Bună dimineața, domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru prezență. Bună dimineața, cu plăcere. Domnule doctor, a devenit un fenomen consumul de droguri în rândul tinerilor. Vedem acum foarte multe percheziții, vedem că sunt reținuți oameni arestați. Pare că abia acum a descoperit poliția că în licee se consumă droguri. Fenomenul este unul întâlnit și nu doar în România. Asistăm la o creștere a consumului de substanțe stupefiante la vârste din ce în ce mai mici. Acest lucru reprezintă o realitate, însă doar atunci când acestea devin publice, societatea se inflamează și aducem în prim plan și discutăm această problematică. Însă consumul de droguri din perioada adolescenței, să știți că nu creează doar probleme acum în momentul în care discutăm. Acești tineri care se expun acestor substanțe vor avea o dezvoltare a sistemului nervos central deficitară. Mulți dintre ei vor dezvolta tulburări de comportament și chiar sunt studii care ne spun că există riscul să dezvolte boli psihiatrice la vârsta adultă. Astfel încât cred că dacă nu vom lua măsuri acum, cu siguranță vom asista la un fenomen social în următorii 10-12 ani, când acești tineri vor ajunge la vârsta maturității și ne vom confrunta cu toate problemele neurocognitive pe care substanțele stupefiante le pot determina. Dar care sunt primele semne la care am putea să ne dăm seama că un copil a început să consume substanțe interzise? Ce se schimbă în comportamentul lui? La ce ar trebui să fie atenți părinții? La ce ar trebui să fie atente cadrele didactice? Pentru toată lumea ar trebui să existe în primul rând programe educaționale, părinții să fie învățați cum să recunoască aceste modificări de comportament, la fel și cei care lucrează în învățământ. Pentru că întotdeauna atunci când un copil începe să consume astfel de substanțe, apar anumite modificări. Primele dintre ele sunt cele comportamentale. Devine izolat, nu lipsește mai mult de la școală, absenteismul școlar este unul mai prezent. De asemenea, mulți din acești tineri se izolează de familie pentru a putea să aibă acces mai ușor la anturajul care le furnizează aceste substanțe. Pe de altă parte, putem să discutăm și de tulburări de comportament care vizează agresivitatea, autoagresivitatea, se produc anumite tulburări la nivelul somnului, dorm mai mult ziua decât noaptea, încep să aibă, să scadă nivelul școlar în sensul că notele nu mai sunt cele care erau înainte. Toate aceste modificări arată că ceva se întâmplă cu elevul respectiv. Și nu în ultimul rând, nu trebuie să uităm faptul că ei vor avea nevoie de bani. Acești bani, totuși discutăm de elevi care n-au un venit propriu, acești bani trebuie să vină de la părinți. Atunci când începe să ceară mai mulți bani fără să aibă o justificare, am putea să ne gândim că acești bani pot fi folosiți pentru substanțe stupefiante. Și cu toate acestea, domnule doctor, există părinți care nu văd, există profesori care nu văd și ajung apoi copiii la medic, ajung la dumneavoastră la spital sau în alte spitale după ce au consumat substanțe interzise. Cum nu văd părinții? Oare nu vor să vadă părinții? Reușesc să se ascundă atât de bine tinerii și să nu-și dea seama cei cu care locuiesc în casă că au început să consume droguri? Vedeți că asistăm, dacă vreți, la o reacție în cascadă. Autoritățile nu văd, profesorii nu văd, părinții nu văd, societatea în totalitatea ei se pare că nu vede. Însă acești tineri sunt expuși acestui flagel. Sigur că tinerii sunt foarte atenți și încearcă să ascundă acest comportament. Însă părinții trebuie să fie mai prezenți în viața lor, deci primul lucru pe care ar trebui să-l facă părinții să fie mai aproape de copii, să comunice și să încerce să înțeleagă, pentru că foarte mulți din copii recur la aceste substanțe pentru că au anumite tulburări psihoemoționale. Pe de altă parte, la nivelul cadrelor didactice, cred că trebuie să existe mai multe programe de formare ca acestea să se deprindă cu simptomele și semnele pe care aceste substanțe le pot determina. Și nu în ultimul rând, discutăm de autorități. Până la urmă, din această anchetă rezultă că acești elevi erau implicați în traficul cu substanțe stupefiante și ei vindeau aceste substanțe uneori chiar la nivelul școlilor, ceea ce arată că securitatea lor în școală este una redusă. Deci cred că va trebui să regândim toată această abordare, iar dacă ne întoarcem la părinți, să știți că am avut surpriza de multe ori să văd părinți care mi-au recomandat să repet testul toxicologic pentru că nu le venea să creadă că un elev în clasa a 7-a, 8-a poate fi pozitiv la cannabis sau la cocaină. Deci există această fază de negare în care părinții refuză să creadă că au o problemă în ceea ce privește adicția.
e greu pentru un părinte până la urmă să-și asume un eșec al unui copil și atunci mai bine preferă să nu creadă, preferă să dea vina pe altceva sau pe altcineva. Dar domnule doctor, ce credeți că îi determină, îi face pe tineri să încerce astfel de substanțe interzise? Anturajul, probleme acasă, la școală, curiozitatea, de ce încearcă? Există, sigur, mai multe motive. Anturajul reprezintă un element, pentru că anturajul creează miraj. Acești tineri, de obicei, intră în anturaje extrem de vocale, extrem de vizibile și atunci își doresc această apartenență la aceste anturaje. Pe de altă parte, intrarea într-un astfel de anturaj te validează ca personalitate. Dar, dincolo de această apartenență a anturajului, să știți că mulți din tinerii pe care i-am văzut la spital și cu care am discutat mi-au spus că se simt neglijați de părinți, se simt neînțeleși de părinți, nu au o comunicare foarte bună cu părinții și atunci recurg la acest anturaj pe post de a doua familie, unde ei sunt înțeleși, sunt susținuți și împărtășesc aceleași idealuri. De aceea, primul pas este, și l-am recomandat tuturor părinților cu care am vorbit, este acela de a se apropia mai mult de copilul lor și de a discuta mai mult cu acesta. Pe de altă parte, nu cred că sunt atâtea probleme la un copil de școală, de liceu, încât să recurgă la astfel de substanțe stupefiante. Cel mai probabil curiozitatea, care este coroborată cu o lipsă de informare. Să știți că este surprinzător în epoca aceasta a informatizării, mulți din acești tineri, să știți că în continuare au informații eronate cu privire la toxicitatea acestor substanțe sau cu efectele pe termen mediu și lung pe care substanțele respective le creează asupra organismului. Dar având în vedere că vârsta la care încep să consume droguri este tot mai scăzută, de la ce vârstă, din ce clasă ar trebui discutat cu copiii, ar trebui făcute programe, ar trebui explicat care sunt riscurile și care sunt riscurile pe termen lung în cazul unui consum de substanțe interzise? Gândiți-vă că pornim de la o realitate. Copii de 13-14 ani au ajuns la spital cu supradoze de substanțe stupefiante. Deci asta ne arată că la clasa 8-a-9-a deja există posibilitatea ca aceștia să se expună la astfel de substanțe. Cred că ar trebui să elaborăm anumite programe educaționale care să demareze în ciclu primar. Clasele 1-4 cred că ar fi un moment oportun să începem să le explicăm acestor copii, sigur, adaptat la capacitatea lor de înțelegere, care sunt efectele pe care aceste droguri le pot crea. Un lucru pe care de obicei părinții îl spun greșit copiilor și tot timpul le spun că nu este bine să facă această declarație. De obicei părinții le spun copiilor să nu consume droguri pentru că se simt rău. Ceea ce este un lucru fals. Copiii consumă aceste droguri pentru că se simt bine. Și atunci dacă părintele le furnizează o informație eronată, copilul își pierde încrederea în sfaturile părinților. Părinții trebuie să le spună că aceste substanțe le creează o stare de bine artificială, dar pe termen mediu și lung le distruge capacitatea de gândire, capacitatea de atenție, capacitatea de memorie. Chiar sunt publicații care susțin faptul că dacă ne expunem la astfel de substanțe din perioada adolescenței, nivelul intelectual la vârsta adultă este mai scăzut comparativ cu populația neexpusă. Dar până la efectele pe termen lung, pe termen scurt, consumul de substanțe interzise, de droguri, pot da probleme de sănătate grave în rândul tinerilor? Au fost cazuri de infarct din cauza unei supradoze de droguri în cazul unor persoane tinere? Absolut. Orice substanță, să știți că poate să te ucidă dacă este introdusă într-o doză suficientă încât să producă efecte toxice. Să știți, chiar și așa zisa banală marihuana, cum o consideră tinerii, poate determina condiții ce să necesite spitalizare. Tulburări de ritm cardiac, am avut tineri cu crize convulsive în urma expunerii la marihuana. Am avut în perioada unor festivaluri tineri de 30-32 de ani cu crize anginoase cardiace, ceea ce arătau faptul că folosirea cocainei a produs o îngustare a vaselor de sânge de la nivel cardiac. De asemenea, trebuie să spunem faptul că instalarea stării de comă predispune la stop respirator. Stopul respirator este o situație amenințătoare de viață, iar efectele uneori pe termen lung, sechelele neurologice cauzate de lipsa oxigenului pot să fie irreversibile. Deci trebuie să nu privim doar efectele pe termen mediu și lung, care pot să ni se pară prea îndepărtate, însă efectele acute, efectele imediate pot să fie amenințătoare de viață.